Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție de 40 de întrebări cu Denis Pilafai. Avem un invitat special în această seară, Gabi Firea. Ai plâns un pic la machiaj înainte de emisiune. M-a abandonat total. Marcel Ciolacu? Nu l-a iertat? L-am iertat. Sigur? Dar nu l-am uitat. Lasă că mai plângi puțin după emisiune să te descarci, da? Să sperăm. Să sperăm. Ești candidatul perfect pentru primărie? Sunt candidatul perfect, dar scrie pe fruntea mea Dan Voiculescu. Da, știm. Bun, să trecem la întrebările roșii din această seară. L-ai lucrat pe Cârstoiu? Pandele e zdravă? Te mai îmbraci în roz? Dumneavoastră mi-adresați o întrebare care lansează 10 subiecte și vreți ca eu în 2 minute, foarte pe scurt, să explic. L-ai lucrat pe Cârstoiu? Nu este nimic adevărat. Puțin așa, i-ai băgat sula în coaste? Îi se pune practic sula în coaste. Îi se pune, adică tu îi pui, nu? Urmează întrebarea roșie, aprinsă chiar. Ce relație ai acum cu medicul? Chiar nu avem niciun fel de relație și chiar le doresc tot binele din lume și dacă ne-am întâlnit, am vorbit cât se poate de civilizat. Revenind la Marcel, v-a durut că nu v-a propus din prima la primărie? E și un episod dureros între noi, dar l-am șters. V-a dezamăgit un pic. Pentru mine a fost o mare dezamăgire. Acum încep să spui adevărul. Și despre Robert Negoiță, ce-mi zici? Categoric, nu mă așteptam ca Robert să mă părăsească, practic, și să mă critique, nedrept spun eu, să mă denigreze. Of! Nu-l iertați nici pe ăsta. Este ca și iertat, dar nu pot să trec peste acest fapt că m-a lovit unde m-a durut cel mai tare. La final, ce zice Marcel Ciolacu despre mine, Denis Rifai? Că nu-i place de părul tău, că nu-i place de sacoul tău, că nu-i place de persoana ta particulară. Poftim? Adică nu e rușine? Ce... Cum adică? Ce are cu părul meu? Putem să înscriem aceste aprecieri la capitolul pamflet sau opinii personale? Mi-e rău. Ce mai zice? Altceva? Ca interese financiare. Ce? Și mai ce? Că ai luat șpagă. Nu, 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 nu se poate. Stai puțin, odată nu se pune. Haideți să terminăm aici găbița. Credeam că este un interviu frumos, dar realmente nu a fost o onoare. Haideți, eu vă pup și pe dumneavoastră. Ne vedem săptămâna viitoare, cum am enervat. Ce mi-a supărat-o pe Pilafai. Da, frate, dar ce bretonată erai acolo. Da, nici nu văd bine, nici nu văd invitatul. Nu, nu, dacă vrei să te uiți, da, vrei te uiți cum te uiți tu de obicei. Când mă uit la Firea și Piedone, Nicușor Dan îmi devine simpatic. Da, chiar e simpatic, oricum mult spus, dar e un rău mai mic. Chiar și cu părul așa lui Netul. Când vezi ce candidat sunt la primăria Bucureștiului, îți vine să chem salubritatea. Alo!